Working her ass off like a working Moldoveancă. She know the drill, cu mopul. Cum freacă Gina, nu freacă Gina. Exact. Am vopsit acest perete maro și încă mai avem o grămadă de lucru. Dar partea bună e că am terminat parchetul. Chiar îl recomand pe domnul Cornel Gheorghe, care a recondiționat acest parchet, și o să las și numărul de telefon. Și acolo este Pripi, și acolo este Gina. Și veniră fetele mele la muncă cu cârca. Da. Iată colțul meu eclectic roz de ment. Abia aștept să pun și mobil acolo și deocamdată work in progress. Și cea mai nașpa chestie, aceste ferestre. Și eu am fost îndeajuns de naivă să cred că dacă le dau o mână de vopsea se rezolvă, dar dând cu aspiratorul au sărit efectiv bucăți de geam cu tot cu chit. Așa că o să fie mare muncă aici la geamuri. Pam, pam! Am reușit să montăm și fotoliu. Și mă rog, mai avem chestii de făcut pe acolo, de tăiat niște țevi și lucruri, dar nu ne mai concentrăm pe asta, ne concentrăm pe câte multe lucruri, câte... Sunt prea obosită. Hello people, how do you do? Eu sunt Alina și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Iată ce cadru ciudat avem aici. Mă refer la faptul că e foarte întunecat, că din păcate n-am avut nicio altă variantă de a pune lumina mai bine. Unghiul este foarte ciudat pentru că am avut o problemă cu trepiedul și trebuie să filmez cu ăsta mic de masă. Dar nu despre asta e vorba, ce important este că ăsta este primul vlog pe care îl filmez în studioul meu în București. Am mai vorbit despre asta în alte clipuri și pe Instagram și știți despre ce e vorba. Sunt foarte curioasă care va fi acustica pe materialul ăsta pentru că sunt, practic folosesc microfonul meu Rode, nu stau să intru în detalii, sunt la o distanță destul de mare de el. Doamne, dar nu mă văd deloc. Nu am pus deloc bine această lumină, nu știu cum să fac să mă vedeți. Am și o lampă aici, pică un pic ciudat lumina pe mine, dar din păcate, poate dacă stau așa mă vedeți mai bine, nu am cum să fac altfel. Noi încă nu am terminat de renovat aici studioul, încă nu am lustră, practic n-am lumină în tavan, asta este o ceva cu braț. Ideea că studioul nu este gata și urmează aici să se întâmple podcastul meu despre care cred că v-am mai povestit, dacă nu oricum. Vă povestesc un pic mai încolo despre ce am de gând să fac, dar înainte de a intra în toate aceste detalii despre ce se întâmplă cu locul ăsta, ce îmi trebuie, ce nu-mi trebuie, câte chestii trebuie să-mi cumpăr, de la încă o cameră, la microfoane, la lumini și așa mai departe pentru a face podcastul, vreau să fac o chestie foarte drăguță.
Flip.ro este un magazin care mi-a trimis cadou un telefon, pentru că eu am deja un iPhone și am un iPhone 12 mini. Am zis că mie nu mai îmi trebuie încă un telefon, dar mulțumesc bineînțeles pentru acest cadou și îl ofer mai departe unei persoane care e importantă pentru mine și e vorba despre Cristi, fratele lui Adi. Pe mine m-a enervat un pic Adi mai devreme pentru că nu o să țin asta pentru mine. Pe Adi, practic, l-a mâncat undeva și a apucat să se dea de gol cumva la Cristi, că el urmează să primească un telefon. Nu știe despre ce telefon e vorba, știe doar că urmează să primească un telefon de la mine. Bineînțeles că m-am enervat acum 10 minute, că nu pot să cred că i-a spus, că am văzut pe fața lui că îl mistuie ceva. Așa că reacția, din păcate, nu va mai fi aia la care speram eu, în care el o să fie, wow, dat cu craci în sus și super șocat. Aia e, acum că știți toată această poveste, vom vedea împreună cum va reacționa. În cazul în care nu știați, Flip.ro e un magazin din care puteți cumpăra telefoane Apple, Samsung sau Huawei second hand verificate la prețuri cu până la 50% mai mici față de prețurile telefoanelor noi. Vă inserez aici pe ecran, de exemplu, prețul unui iPhone 11 Pro pe Flip.ro și cât costă unul nou pe site-ul unui magazin concurent. Telefoanele de pe Flip pot fi în stare estetică bună, foarte bună, excelentă sau ca noi. Ele vin cu garanție un an și aveți transport și dreptul de retur gratuit timp de 14 zile. Bineînțeles că motivul principal pentru care recomand Flip.ro este tocmai raportul de calitate-preț, adică mi se pare un mod foarte inteligent de a-ți cumpăra telefon, dar mai este bineînțeles și aspectul sustenabilității și al protejării mediului, lucru cu care v-am mai tot bătut la cap de-a lungul timpului. Respectiv faptul că producția de telefoane mobile și de gadgeturi este un poluator foarte mare al planetei, mai ales în condițiile în care trăim într-o eră consumeristă, în care suntem încurajați de fiecare dată să cumpărăm un lucru nou atunci când ni se strică cel vechi, în loc să îl reparăm. Acum o să-l chem pe Cristi. Ia, stai pe fotoliu în locul meu, că n-am cum să, n-am alte lumini, n-am alte lucruri. Nu trebuie să fii foarte fake. Am spus la cadru că n-a făcut fractă să se abțină, ca să nu creem. Așa că eu o să stau aici lângă tine ca să vă văd și eu alături. Why, man? Nu cred. Wow. Primul meu iPhone. Mama. Deci e... N-am cuvinte, nu? Da? Chiar n-ai cuvinte? Nu, nu ești fake, nu? Nu fi fake. M-a luat, dacă pui mâna, am palpitații. Pe bune? Da, frate. E un iPhone 11 Pro. Simt, n-am făcut prostii, dar simt că nu merit. Poate că nu merit, dar zici și tu zâmbește la cadă. Mamă, mă, deci e superb. E, nu te-ai săturat și tu să umbli cu jersey-tura aia spartă pe jumătate de ecran, bă, să da, oră, nu? Dar asta este wow! Bine ai venit în lumea utilizatorilor de Apple. Wow! Și efectiv, n-are, m-am și uitat. N-are nimic, nicio zgârietură, nicio, e perfect, efectiv. Efectiv, e perfect, Doamne, vezi. Vă las în descriere linkul către flip.ro, către magazin și nu doar că au prețuri mici mereu, dar dacă folosiți și codul ALUZIVA50, mai aveți încă un extra discount de 50 de lei. Acum să referim la ale noastre legate de studio. Ideea e că eu îmi doresc ca în viitor apropiat și când spun viitor apropiat, cândva într-o lună, deși sunt persoane în jurul meu care îmi spun să mai aștept un pic, să mai aștept un pic, eu simt că nu mai pot să mai aștept, îmi doresc cam într-o lună să dau drumul la podcast. Și podcastul va fi live și pentru chestia asta am nevoie să fac niște investiții în ceea ce privește gadget-uri și chestii tehnice. Lăsând la o parte că mai sunt câteva chestii de modificat pe aici și o să vă arăt despre ce e vorba, am nevoie, eu momentan am un trepied, o cameră. Mă rog, mai am un Nikon D3100, cred, dar e foarte vechi și ăla se încinge după 10 minute, nu mai merge, deci pot să spun doar că am o cameră. Pentru ceea ce am eu în cap, îmi trebuie 3 camere, sau cel puțin 2. 2 microfoane blană, cu braț, cu shock mount, cu toate cele, adică trebuie să investesc niște bani în chestia asta și îmi trebuie, înainte de orice, un laptop foarte bun sau un calculator foarte bun. Bineînțeles că eu am acasă
un desktop în care am băgat niște bani, dar nu-l voi căra aici în București pentru că am nevoie în continuare de calculatorul de acasă. Am un laptop care e destul de micuț, este un HP pe care l-am luat, din păcate nu are cum să facă față cerințelor unui podcast pentru că eu nu pentru asta l-am luat. Eu l-am luat să fie un laptop micuț, ușurel, de gagici, ceva light, adică să pot să fac pe el o prezentare, să văd un Netflix în deplasare când mă duc la munte sau să pot să-mi fac niște postări, niște chestii pe YouTube. Nu l-am luat, adică nu folosesc acel laptop pentru montaj, pentru streaming și așa mai departe. Și acum mă văd în această situație în care trebuie, practic, dacă îmi doresc să fac un podcast, să investesc o grămadă de bani în echipamente, în camere, în lumini. Lumini mai am acasă, mai am niște umbreluțe, cred că am un, mă rog, un softbox, nu costă foarte mult. Tot ce pot să spun este că sunt cumva, nu mai pot, faptul că toată lumea își face podcast mă ucide, pentru că eu îmi doream să fac podcast de cel puțin un an de zile. De vreo 6 luni am început să și vorbesc despre faptul că îmi doresc să fac un podcast. Acum am început de vreo 2 luni să mă gândesc zilnic la asta și să mă oftic că n-am timp, că nu mai am bună. Apropo, eu nu știu dacă am vorbit, dar nici nu cred că am menționat chestia asta. O aveam pe Natasha, pe care ați toți văzut-o prin live-urile mele sau pe Instagram. Natasha și-a găsit un job și știi vorba aia pentru ea, mă bucur ca prietenă, dar de mine mi se rupe sufletul, pentru că acum practic nu mai am niciun ajutor acasă, mă rog, Gina și Pripi care mai vin din când în când, nu mai ajută maică, mi-a mai stat de acasă câte o zi pe săptămână, dar mă refer că eu în fiecare zi sunt în continuare blocată în faptul că trebuie să rămân acasă cu copiii. Și acum trebuie să facem aceste, cumva să le jonglez pe toate, trebuie să înscriem și fetele la grădiniță, l-am retras pe Matei de la grădința unde era el înainte, trebuie să-l băgăm la o altă grădiniță și să-i băgăm pe toți trei acolo și acum trebuie să ajungem cu fetele, să le facem analize, să verificăm că au toate vaccinurile, să adică hârțogăraie, programări și toate cele și apoi să-i ducem pe toți trei la o grădiniță. De dimineață să plecăm de acasă și practic pasul ăsta, odată că îmi va ușura mie viața, dar totodată simt că îmi va și da viața peste cap, nu știu cum să spun. Pentru că acum sunt acasă într-un ritm în care nu pot să fac foarte multe lucruri, adică fac multe, dar nu pe câte mi-aș dori. Și știu că pentru a ajunge la nivelul de lucruri pe care îmi doresc eu să le fac, trebuie să fac niște schimbări și schimbările alea sunt destul de dureroase, adică să trec de la fi în fiecare zi cu copiii mei în casă. La ai duce pe toți trei și a rămâne fără ei, mi se pare că mi se ia aerul, nu știu, mamele cu siguranță că o să mă înțeleagă sau de ce nu și tații care sunt obișnuiți să stea mai mult cu copiii acasă. La ce mă gândesc în schimb este că dacă în fiecare zi voi duce copiii la 8 dimineața la grădiniță și vor fi acolo până la ora 4, asta înseamnă că eu în intervalul ăla voi fi liberă să fac ceea ce îmi doresc eu, ceea ce trebuie. Bineînțeles, înseamnă că iupii, am scăpat de responsabilități. Nu. Ideea e că eu voi ști cu siguranță că am acel interval orar pe care să îl dedic acțiunilor pe care trebuie să le fac, să mă dedic planurilor și să fiu mai consecventă puțin. Dacă eu voi ști că de luni până vineri, între 9 și 4 după masă, eu pot să filmez clipuri, pentru că voi veni în București, copiii vor fi în București la grădiniță, toți undeva prin centru. Și voi ști că sunt undeva prin centru pe lângă mine, o să vin aici și o să stau 5 ore, 6 ore. Și ce o să fac până la 5-6 ore? O să filmez chestii. Și asta mă va pune pe mine și pe un drum drept cumva în ceea ce privește ce fac pe YouTube, că nu e video la care să nu lăsați comentariu cu de ce nu postez mai des. Credeți că eu n-aș vrea să postez mai des. I love doing this. Îmi place de mor să mă conectez cu voi. Să vă citesc comentariile, să share impressions and stuff like that. Îmi place foarte mult să fac chestia asta, dar momentan nu pot. Și acum, practic, la toată această poveste s-a adăugat și chestia asta cu tehnicul de care mă împiedic. Și, Doamne ferește, nu vreau să pară că acum sunt eu ca social și că n-am bani de un microfon. Dar ideea e că pentru a face un podcast de calitate, așa cum îmi doresc eu, e totuși nevoie de o investiție. Și de asta a durat atât de mult să mă pup pe picioare cu podcastul și cu studioul și cu toate cele. Mai ales că am muncit foarte mult la spațiul ăsta și când l-am luat arăta foarte rău. Era de fapt o cameră abandonată care era semi-depozit. La un moment dat în camera asta a avut loc un incendiu, dacă nu mă înșel, cred că a bubuit soba sau o chestie de genul și a luat foc pe aici și
a trebuit să recondiționăm parchetul, a trebuit să vărim, a trebuit să toate cele și încă mai avem de lucrat practic la partea electrică, mai avem de făcut geamurile care sunt cu vopseaua veche, fie asta fiind o casă foarte veche. Deci sunt multe chestii aici la mijloc, dar tot ce pot să spun este că e din start o evoluție, simplu fapt că sunt aici. Adică în camera asta în care nu credeam că o să ajung să filmez prea curând și de-aia m-am și ambiționat să filmez acest prim vlog aici, acest, să fie ăsta primul, ce doamne iartă mă vreau să spun, de-aia m-am și ambiționat să vin cât mai repede aici, să filmez un vlog aici și să mă încurajez pe mine, să mă motivez, să mă pun mai repede pe treabă. Și cumva în perioada asta, în săptămânile ce urmează, de asta o să mă ocup. Vreau să văd, de exemplu, dacă o să îmi cumpăr eu toate aceste echipamente sau dacă nu, cumva va fi mai rentabil să apelez la o firmă care face live streaming și pe care s-o plătesc per episod. Sau... Deci încă sunt multe variabile la mijloc. Nu știu exact ce vreau să fac. Dar cert e că îmi dau mie termen cam o lună să mă pun un pic la... să mă pun un pic pe picioare cu podcastul. Nu înseamnă neapărat că dacă spun asta acum o să mă biciui singură că n-am respectat termenul de o lună pe care mi l-am dat eu singură. Nu mă forțează nimeni să fac asta, nu mă împunge nimeni. Eu sunt singura care mă vinge pe mine în față să mă motivez să fac mai mult. Știu că deja fac o mie de lucruri, știu că am ajuns la bici la burnout, dar nu mai e cazul acum. Am evoluat cumva foarte mult de la ultimul clip pe care l-am făcut, pentru că l-am făcut pe ăla într-un moment de slăbiciune maximă și într-un moment în care eram foarte jos. Și acum sunt mult mai bine și mă simt, sunt mult mai prezentă și mai bine cu mine și mai împăcată și mai zen și mă enervez mai rar și mă cert mai rar și sufăr mai puțin spre deloc și tratez lucrurile cu mai mare ușurință. Și cred că despre asta voi vorbi în următorul vlog pe YouTube, pe care, întâmplător, poate că o să-l trag tot de aici sau de acasă, încă nu știu exact ce o să se întâmple. Dar dacă v-ați dori să vă povestesc un pic despre chestia asta, despre ce lucruri am aflat sau ce am citit sau ce m-a ajutat să depășesc depresia aia în care m-am afundat o perioadă destul de lungă, scrieți-mi în comentarii, o să vă spun cu mare drag. Nu e vreun secret, dar aș vrea să vă spun așa un pic din gândurile pe care le-am avut, care m-au ajutat foarte mult, să vă dau câteva tips and tricks pe care le-am învățat și la terapie. Bineînțeles, am făcut, nu știu, cred că maxim 6 ședințe de terapie, nu e ca și cum, mamă, după 10 ani de terapie, vin eu și vă dau sfaturi. Nici de cum nu prezint, am un lapsus acum. Nu pretind, așa ăsta era cuvântul, nu pretind că gata, viața mea s-a schimbat și sunt un om nou and everything is great. Nu, încă, I still have my shit there. Încă mai am probleme, dar ce s-a schimbat, de fapt, dacă stau să mă gândesc obiectiv, cred că problemele din prezent sunt mai multe decât problemele pe care le aveam când am făcut clipul ăla. Dar ce s-a schimbat este felul în care mă raportez eu la ele, felul în care mă afectează o nouă problemă care apare în viața mea. Mă raportez altfel la lucruri și sunt mult mai bine cu mine. Dar o să vorbim mai multe despre chestia asta în clipul următor, zic eu, pe care să vedem dacă o să-l fac de aici sau de acasă. Dar chiar și așa, vă încurajez să-mi scrieți în comentarii, ca să fie și o chestiune așa un pic entertaining, ce fel de oameni v-ar plăcea să invit la podcast. Și atenție, podcastul va fi live. Ceea ce înseamnă că voi veți putea interacționa cu oamenii respectivi, voi le veți putea pune întrebări, voi veți putea să ajungeți să vă răspundă oamenii aia la întrebări, adică o să fie reală treaba și live, da? Deci nu tăiem nimic, nu montaj, nu nimic. Vreau să fie totul relaxat, eu o să vreau un podcast să avem libertate de exprimare 100%, vreau să fie așa... No man's land, nu știu cum să vă spun, 100% exprimare liberă și relaxare totală și conectare cu voi, practic, cu publicul și cu oamenii care vor fi pe live. Deci, recomandați-mi sau spuneți-mi așa, de curiozitate, cam ce fel de oameni apreciați și cu ce oameni credeți că aș avea o chimie bună sau ce invitați credeți că ar da naștere unor subiecte interesante de orice natură vreți voi, că poate să fie spiritualitate, piață financiară, criptomonede, plantat de pepeni sau parenting, orice vă trece vouă prin cap. Încă nu sunt 100% hotărât asupra numelui și ăsta este un lucru la care mă gândesc.
Dar da, aș vrea încă o dată să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Sper că sunteți excited cu privire la podcast. M-am enervat că toată lumea își face podcast, numai eu n-am apucat să-mi fac. Dar vă promit că poate să-și mai facă încă 10.000 de oameni podcast, că ce vom face noi o să fie cel mai tare. Fără să încerc să par arogantă sau ceva, obiectiv. Adică mi-am propus să fac ceva atât de mișto și de măreț alături de voi, bineînțeles că și voi veți juca un rol foarte important în podcastul meu și o să vă dați seama la momentul potrivit. Nu mai știu cum am început propoziția, dar sunt oricum foarte obosită. Am avut o zi plină, haos și chiar înainte de acest podcast, practic, am venit de la terapie și oamenii care fac terapie probabil știu că atunci când ești de la terapie, ești un pic răscolit și trebuie să te așezi așa un pic, ești ca apa agitată dintr-un acvariu, când ești de acolo și trebuie să permiți un pic nisipului să se așeze din nou pe fund, să fii din nou limpede și tu cu tine. Și încă sunt un pic amețit așa, dar sper că ați înțeles ceva din podcastul, din Doamne iartă-mă, din episodul ăsta. Da. Acestea fiind spuse, mă duc dincolo, unde e și Cristi și Adi și au mai venit încă doi prieteni pe care nu i-am mai văzut de mult. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc că mă urmăriți, că mă susțineți cu share-uri. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru comentarii, pentru tot. Vă mulțumesc în avans dacă urmează să dați subscribe în cazul în care n-ați făcut-o deja. Dacă ați făcut-o deja, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc flip.ro pentru telefon. Și mulțumesc Universului pentru tot ce mi-a dat. Vă pup și aveți grijă de voi!